Rare Bogdan arunc în aer politica. Viorica Dencil a vrut să demisioneze vineri, dar Liviu Dragnea a ameninat-o cu familia. Viorica Dencil ar fi dorit să demisioneze vineri dimineața, în urma scandalului legat de vizita sa în Israel, însă liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-ar fi permis, ameninându-o cu familia. Este informația dezvăluit la Realitatea TV de Rare Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere. Amâneles-ce la începutul acestei zile a vrut să demisioneze, dar a fost blocat de Dragnea. Acesta a ameninat-o cu familia. Sunt informații foarte serioase, a anunțat Rare Bogdan, la Realitatea TV. Liviu Dragnea este un pericol real pentru democrația din România, spune realizatorul Jocuri de Putere. Asistăm la un mod în care redevine partidul stat. Partidul nu mai există, este pe persoan fizic. Guvernul nu mai există. Dencil e un personaj mult prea ters. Bucurce președintele, după ce a dat-o în timp de 3 luni de zile, a spus ceea ce toi voiam să spunem. Domnia sa, cu elegana echilibrul cu care ne-a obinuit, încerca să se -i ofere o ans doamnei Dencil, a afirmat Rare Bogdan. România este capturat bucat cu bucat de Liviu Dragnea și acolo îi se -i, subliniază realizatorul Realitatea TV. Dacă președintele n-ar fi reacționat, lucrurile ar fi secepat total de sub control, atrage atenția acesta.